Harley Davidson a prezentat la începutul lunii august noua schemă coloristică Apex, pregătită pentru 9 modele din gama Touring. Bun găsit, prieteni! La fix o lună de la prezentarea pe pagina oficială Harley Davidson a noului model, primele unități au ajuns la magazinul dealerului Harley Davidson București, unicul dealer Harley Davidson din România. Motocicletele au fost prezentate fizic la câteva zile de la prezentarea online, la raliul Sturgis, cel mai mare eveniment motociclistic din Statele Unite, eveniment la care au participat câteva sute de mii de motocicliști. Vopseaua personalizată Apex este inspirată din istoria lungă a prezenței companiei Harley Davidson în competiții. O prezență de peste un secol în cursele de viteză, enduro sau flat track, care continuă și azi, echipa oficială Harley Davidson Screaming Eagle prezentă în campionatul Moto America, luptând pentru a-și apăra titlul de campion obținut anul trecut la categoria King of the Baggers. Schema coloristică Apex prezintă un contur pe rezervorul de combustibil al motocicletei, care imită forma rezervorului de pe legendara motocicletă de flat track Harley Davidson XR750. La modelele carenate, cum este acesta, conturul se întoarce pe carenă pentru a face legătura cu modelul trasat pe rezervor și trasează un unghi care sugerează viteza. Liniile de pe aripa față sunt continuate de cele de pe capacele laterale și gențile laterale. Motocicleta privită din profil, dând senzația de mișcare. Să vă spun cum este realizată această schemă coloristică. Totul începe cu o vopsea de bază negru lucios, care la Harley Davidson se numește Vivid Black. Apoi se adaugă aceste suprafețe vopsite în gri, culoare numită Gauntlet Grey, înconjurate de o dungă portocalie, Jetfire Orange, culoarea originală aplicată modelelor de competiție XR750. Fiecare această porțiune vopsită în gri are proiectate umbre interioare în degrade și un model discret, bar and shield, logo-ul companiei, care se stompează în interior și în afara schemei. Vedeți că în partea din stânga se vede clar semnul bar and shield, după care în partea din dreapta acest model nu se mai vede, este estompat. Acest efect de decolorare a fost inspirat de modelul în carouri aplicat pe motocicletele de curse ale echipei oficiale Harley Davidson. Ca strat final este aplicat un lac transparent în mai multe straturi, întreaga procedură fiind realizată la Harley Davidson York Vehicle Assembly și Harley Davidson Tomahawk Operations. Această vopsea personalizată Apex va fi oferită la nivel global pentru perioada de comandă rămasă a modelelor din 2022, ca opțiune produsă de fabrică pentru 9 modele din gama Grand American Touring. Este vorba de Road King Special, Street Glide Special, ambele versiuni, și cea finisată în negru și cea finisată în crom, Ultra Limited, la fel ambele versiuni, Road Glide Limited, ambele versiuni, și Road Glide Special, din nou ambele versiuni, iar motocicleta pe care o avem și pe care v-am prezentat-o este Road Glide Special Apex, varianta negru, al cărui preț în România este 30.326 de euro. Catalogul de accesorii originale produs de Harley Davidson anual va oferi suporturi de bagaje Tourpack și aripi față personalizate vopsite în culori care se potrivesc cu schema de culoare Apex. Acest lucru va permite motocicliștilor să personalizeze în continuare o motocicletă comandată cu această schemă de culoare. Acesta a fost Road Glide Special Apex, model prezentat în premieră cu o lună în urmă și sosit la magazinul dealerului Harley Davidson București. Până la povestea viitoare, mii de kilometri de bucurii și mergeți cu grijă!